Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman di Indonesia yang sedang menyaksikan tayangan ini, hari ini kami dari KBRI Bukares sedang berada di Constanța, salah satu kota dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di Rumania. Pada kesempatan kali ini, kami akan bertemu dengan Mufti Yusuf Murad yang akan bercerita mengenai sejarah masuknya Islam ke Rumania. Tentu tidak sampai di situ saja, tapi kami juga akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan kegiatan Muslim di Rumania selama bulan Ramadan. Mufti Murad, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Anda berikan kepada kami. Mufti, apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana sejarah awal masuknya Islam ke Rumania? Deci putem spunem că avem o comunitate tradițională care trăiește pe aceste meleaguri încă din secolul al XIII-lea, care este formată din cele trei etnii, respectiv turci, tătari și albanezi. O comunitate musulmană care a venit în perioada regimului comunist, respectiv în anii 70, după anii 70, să studieze din țările arabe, din Palestina, Siria, Egipt, din mai multe țări arabe. Iar ei, după 1990, și-au dobândit cetățenia și acum sunt la a treia generație. O altă comunitate sunt musulmanii care sunt veniți din după 90 aici, cum ar fi din celelalte țări islamice, Indonezia, Malezia, Pakistan, și care sunt și acum și-au dobândit cetățenia română, sunt români și sunt la a doua generație. Avem un număr de 78 de moschei, 78, dintre care 11 sunt monumente istorice, adică au o vechime de peste 100 de ani. Avem moschei care sunt construite încă din anul 1524. Cea mai veche moschee se află în orașul Mangalia și este construită de fiica unui sultan din Imperiul Otoman. De aceea pot spune că noi suntem așezați aici de mai bine de 8 secole pe aceste meleaguri. Perioada mai de după război, pot spune că și în perioada comunismului musulmanii nu au fost persecutați, adică ei au putut să-și continue, să-și practice religia. Îi mulțumim bunului Allah, nu ne-au schimbat numele cum a fost în alte țări comuniste. De exemplu, știți foarte bine, în unele țări unde musulmanii sunt minoritari ca și noi, regimul comunist le-a schimbat numele, adică din Murad le-a făcut Muratov. Dar spre deosebire de celelalte țări unde au fost schimbate numele, la noi în România, mulțumim bunului Allah, numele nostru nu a fost schimbat. Bagaimana sikap pemerintah Rumania terhadap muslim yang merupakan minoritas di sini? Așa cum vă spuneam, noi nu le considerăm ca și minoritate, dar în realitate, ca număr, suntem o minoritate într-o țară majoritar creștină. Cu toate că venim din țări diferite, chiar străbunicii mei sunt veniți din Crimeea, sunt de origine tătară, unii sunt veniți din rămași de pe timpul Imperiului Otoman, niciodată nu ne-am considerat ca și minoritari. Vreau să vă spun că ne bucurăm de aceleași drepturi pe care le au și populația majoritară. Guvernul României, de la bun început, a sprijinit cultele și, bineînțeles, a sprijinit și comunitatea musulmană din țara noastră. Și vreau să vă dau un exemplu din istorie, să vă fac o comparație ceea ce s-a întâmplat în, acum sute de ani în urmă aici și ceea ce se întâmplă la ora actuală. În această regiune, în regiunea Dobrogea, în județul Constanța, în Megidia, populația musulmană era majoritară. Populația creștină era minoritară. Primarul orașului Megidia atunci era un musulman, tătar musulman. Îl chema la Geamet. Comunitatea creștină fiind minoritară s-a dus la primar să-l sprijine să se construiască o moschee, o biserică. Primarul i-a sprijinit cu banii pe care i-a avut cât a putut.
La acel moment s-a dus cu mijloacele de transport care erau atunci căruță, da, la București, la ministrul culturii și culturilor din perioada respectivă, pe nume Tache Ionescu. Iată că astăzi musulmanii sunt minoritari, da, așa cum e firesc, și primarii creștini ne ajută să construim moschei, lăcașe de cult musulmane. Sunt unii primari creștini care vin la mine și mă roagă să construiesc minaretele mai mari decât la comuna respectivă. De se construiesc minarete, turnuri. Acesta este modelul de conviețuire, modelul de ajutorare dintre stat, autoritățile statului, autoritățile ecuale, cât și comunitatea musulmană. Dumnealor sunt jurnaliști, pot face un studiu și în Europa. Modelul de aici nu o să-l găsească nicăieri, mai ales în țările din vestul Europei. Deci eu nu spun ca în calitatea pe care o am de oficial, de muftiu al comunității musulmane, dar eu vă spun cum trăiesc, cum conviețuiesc musulmanii, creștinii, evreii la oaltă aici, în România. Pot spune că statul sprijină salarial imamii, toți slujitorii de cult din România, statul acordă salariul pentru imam, preoți, rabin, pentru toți slujitorii cultelor din România, lucru ceea ce nu este întâlnit în foarte multe țări din Europa. Lalu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan sebelum pandemi? Da, din nefericire, pandemia aceasta ne-a afectat, a afectat întreaga lume, a afectat toate religiile. Bineînțeles că a afectat și comunitatea musulmană, ne-a afectat și activitățile pe care le aveam noi și le desfășuram pe perioada Ramadanului. Anul trecut am prins o mare parte din Ramadan în stare de urgență, adică nu aveam voie să ieșim pe străzi, moscheile erau închise, activitățile religioase erau suspendate. Bineînțeles că dorința noastră este și la ora actuală să prevenim extinderea pandemiei în rândul comunității musulmane, în rândul societății în care trăim, în rândul oamenilor cu care conviețuim. Ce am făcut în perioada pandemiei? În limita posibilităților, fiecare coleg și împreună cu enoriașii și-a făcut un grup pe diverse rețele de socializare și a continuat mucabeleul, că în perioada Ramadanului noi aici aveam, se citea mucabele pentru doamne, pentru femeile membre comunității, pentru doamne care sunt membre ale comunității noastre, pentru domn. Deci, prin diverse mijloace de comunicare, am încercat să le oferim acest sprijin, aceste activități religioase prin aceste mijloace de comunicare. Toată lumea stătea acasă, deci nu aveai voie să faci iftar, nu aveai voie teravii, deci era o perioadă de stare de urgență, nu puteai să ieși. Dacă ieșeai, trebuia să ieși cu anumită activitate. Bineînțeles, eu puteam să merg, dar vedeți, pandemia ne-a afectat în privința organizării meselor de iftar. Ne-a afectat foarte mult aceste activități de a veni la oaltă, de a sta împreună. Chiar ne-a fost greu să venim și în sprijinul oamenilor nevoiași. Noi de Ramadan avem parteneri din afară, din Turcia, din Europa, care vin și ajută fraților nevoiași din țara noastră. Și fiind totul închis, nu au mai venit nici ei să ne ajute. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk umat muslim khususnya di Rumania? Mă rog la bunul Allah să trecem cât mai repede de această pandemie și să putem să dăm dovadă de unitate. Comunitatea musulmană din România și nu numai, întreaga comunitate musulmană din lume are nevoie de unitate. Așa cum bunul Allah în Coranul cel Sfânt, Sta'idu Billah, ne spune وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Adică să fim, să ne unim în jurul religiei, în jurul lui Allah subhanahu wa ta'ala și să nu fim divizați, să nu ne împărțim. Pentru că, indiferent de ce etnie suntem, toți suntem frați între noi, musulmani, așa cum tot în alt verset ne spune
Saidullah inama minuna ikhwa. Toți musulmani sunt, toți sincioși sunt frați. Să putem să începem ziua de Ramadan împreună, ziua de Eid să fie în aceea zi, toți musulmanii de Eid al-Fitr, ziua de Eid al-Adha, toate să fie, toți musulmanii să serbeze aceste sărbători măcar în aceea zi, să fie măcar unitate în privința calendarului islamic. Aceasta este dorința mea. Vă mulțumesc foarte mult. Le urez fraților din Indonezia multă sănătate, un Ramadan fericit și să ne uite și pe noi din rugăciunile lor. Walaupun jumlah muslim di Rumania tidak begitu besar, tapi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama masih terjalin dengan sangat baik sampai saat ini. Untuk itu, teman-teman tidak perlu khawatir jika ingin mengunjungi Rumania.